Mihai Ghimpu a precizat că au trecut 2 ani de când s-a aflat despre furtul din sistemul bancar și, în opinia sa, mai este un an până când toate urmele vor dispărea și va fi imposibil de descoperit banii. Politicianul declară că a consultat experți și a aflat că FBI-ul american poate efectua investigații la nivel internațional și, spre deosebire de Kroll, poate sechestra banii descoperiți. Aceste două instituții americane au puterea să oprească, să găsească banii, sechestreze banii, să deschidă dosare penale și să fie trași la răspundere cei care au furat la noi miliardul. Președintele PL afirmă că acum, în calitate de deputat, nu poate adresa un astfel de demers către Statele Unite, dar președintele ar avea astfel de atribuții. Totuși, în calitate de parlamentar, Mihai Ghimpu promite că va înregistra 2 inițiative legislative cu scopul recuperării banilor furați din sistemul bancar. De asemenea, Mihai Ghimpu spune că va cere procurorului general să cerceteze penal pe toți cei implicați în acest furt. Vă cere procurorul general să înceapă cercetarea penală a tuturor celor implicați în furtul miliardului și să vadă vinovat sau nu, începând de la toți membrii guvernului, în frunte cu prim-ministru, și toți membrii Consiliului de Administrație la Banca Națională. Președintele PL a subliniat că dacă Republica Moldova ar fi fost membră NATO și UE, acest furt nu ar fi fost posibil, deoarece statutul de membru ar fi însemnat securizarea sistemului bancar național. Ministrul Transporturilor, Iurie Chirinciuc, care anterior a fost membru al Comisiei Parlamentare de Anchetă privind furtul din sistemul bancar, a spus că toate organele au informat conducerea țării despre situația din sistemul bancar al țării, dar nu s-a acționat. Sunt convins, în cazul când Mihai Ghimpu va fi ales președintele Republicii Moldova, miliardul va fi reîntors, toți vor fi puși la respect și la pușcărie și astfel de situații nu se vor mai întâmpla. Mihai Ghimpu a ținut să sublinieze că la 2 ani de la producerea furtului, instituțiile statului nu au recuperat niciun ban, iar după 3 ani conturile nu se mai păstrează și nu mai poate fi găsit nimic.